Municipiul Iași se apropie de o rată de infectare de 5 cazuri la 1000 de locuitori. În acest sens, autoritățile vor să înăsprească și mai mult măsurile pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat noi restricții odată cu depășirea ratei de 4 cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori. Autoritățile urmăresc reducerea aglomerațiilor din transportul public și supermarketuri. Se observă în continuare o supraaglomerare pe zona de comerț, în special în hipermarketuri, supermarketuri, și de asemenea aglomerații, ceea ce am observat și în cursul zilei de ieri, în mijloacele de transport în comun. Vom restricționa posibil prezența anumitor categorii sociale în mijloacele de transport în comun între anumite ore, lăsând în special transportul public pentru cei care se duc la locul de muncă și vin de la locul de muncă, fără să mai devină de fiecare dată un motiv de plimbare. Sunt magazine și piețe în toate cartierele încât... Primarul Iașului a vorbit și despre aglomerația din magazine. De asemenea, împreună cu Poliția Locală am inițiat de ieri de luni un program de supraveghere a activității din supermarketuri și hipermarketuri. Acolo unde vedem că nu se implică într-un mod activ administratorul acestor locații în vederea combaterii răspândirii virusului, vom lua măsuri drastice mergând până la închiderea activității acestora prin suspendarea autorizației de funcționare. În acest moment, incidența în municipiul Iași este de 4,83 la 1000, iar în județ, pragul critic de 3 cazuri de infecție a fost depășit în urmă cu 2 zile, fapt care a încadrat întreg județul în scenariul roșu.